Bine ați venit la o nouă meditație cu titlul Curaj și perseverență. Ferice de omul care se teme de Domnul și care are o mare plăcere pentru poruncile Lui. El nu se teme de veștile rele, ci inima lui este tare, încrezătoare în Domnul. Viața de creștin este mai mult decât consideră mulți că este. Ea nu constă doar în blândețe, răbdare, umilință și bunăvoință. Aceste calități sunt esențiale, dar este de asemenea nevoie de curaj, forță, energie și perseverență. Cărarea pe care o indică Hristos este un drum îngust al tăgăduirii de sine. Pentru a porni pe această cărare și a răzbi prin dificultăți și descurajări, este nevoie de oameni care să fie mai mult decât niște făpturi plăpânde.